Nimic nu e cu bune, bunătate, slăbiciune. Am nevoie de un PR ca să poți apară în lume. Îți iei haine de top, schimbi mașinile non-stop, dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Salut, fraților, cu voi este Edi Pigeon, a revenit pe canal. Da, fraților, în acest video o să vă spun la întrebările voastre de la Q&A. Deci, haideți să începem. Prima întrebare, Messi sau Ronaldo? Messi! Câți porumbei ai? În jur de 40. Când o să sun la abonați? Bă, nu cred că o să sun vreodată la abonați. Așa că să n-aveți așteptări că o să vă sun. Dacă ar fi să mergi la un derby, la care ai merge? Barcelona, Real Madrid sau Bayern München, Borussia Dortmund? Barcelona, Real Madrid. Că după părerea mea e cel mai frumos derby din Europa. Câți porumbei ai? Azi că în jur de 40. Câți ani ai? 16 ani. Câte rase de porumbei? 4 rase. Ce te-a făcut să te apuci de porumbei? Pasiunea. Câți porumbei am mai zis că vorbim 40? Câți porumbei vrei să ții? Eu zic că iarna asta cu 30 intru în iarnă. Atâta las în iarnă că nu. O să fie greu când o să-i țin închiși. Că na. Ai omorât porumbei bun și ți-a părut rău? Da, am omorât 2 pui de la perechea mea cea mai bună. De la pineții ăștia 2. Asta e. Ești sponsorizat de Telecom? Nu. Cât costă o pereche de miseli? Acum aia la noi în zona aici în Vâlcea depinde de crescător. Vezi porumbei pe OLX? Da. Ai vrea să-ți mai iei chingi? Nu. Maria Stuartu și cu chingi cred că ar fi ultimele lase pe care aș vrea să mi-i mai cumpăr. Așa. Îți plac porumbei carieri? Da, îmi plac. Pe viitor o să-mi achiziționez o pereche. Ce rase de porumbei ai mai vrea să ții? Capucini, creți, dragoni, carieri, mai multe rase. Când o să faci antrenamente cu porumbei? La prima oară probabil cu pui. Cu bătrânii nu faci un antrenament. Ai braconat porumbei? Nu. Ce rase de porumbei? Jucători, voiajori, înfoiați și... cum le zicem la ea? Pescăruși tunisieni. Așa. Chinge fac variolă. Toți porumbei fac variolă. Aici nu e după rase. Ai prins un porumbel cu mâna goală? Un porumbel adult, eu da. Da, am prins guțani cu mâna goală. Așa. Ce s-a întâmplat cu puiul alb? Nu s-a întâmplat nimic. Ai vreodată să lași de porumbei? Nu. N-am avut ocazia să vreau. Ai crescut guțani? Da, am crescut, dar până să mă apuc serios de porumbei. Ce înălțime are crescătoria ta? 3 metri. Deci 2,5 sau 3 metri, cam așa nu mai știu sigur, dar cred că are 3 metri. O să-i cumpere o pereche acestui pui de înfoiat indian sau o să-l vinzi? O să-i cumpăr pereche, deci de indian vreau să apuc să cresc înfoiați indieni. Ce se întâmplă dacă nu dai cu albastru de metil pe bubițe? Eu cred că variola este ca un fel de varicelă la copii, pentru că și variola apare doar la pui. Da, apare gen varicelă ca la copii. Și dacă nu dai cu albastru de metil pe bube, poate să se întinde bubele. Ați văzut că sunt pui care au câte, au ochiul plin, de exemplu, de bubițe. Care rasă de jucător crezi că e cea mai bună și cea mai proastă? Cea mai bună rasă, aici că sunt călățenii că joacă bine, deci joacă chiar super. Cea mai proastă, acum nu pot să zic că e proastă rasa, ei sunt frumoși, porumbei bimoțați și cu încălțătură. E, ăia, nu i-am văzut deloc, deci cine, toți prietenii mei care au porumbei de aia nu joacă. Și de aia zic că, na, eu sunt fan jucătorii care joacă, și de aia. Așa, am o întrebare pentru Q&A, mi-au dispărut 8 porumbei și cu rânge. Mâncați în cușca mea de porumbei și am o pisică care am văzut-o cum a mâncat o vrabie și de obicei nu mănâncă și are pui. Dă-mi un sfat. Mi-au dispărut 8 porumbei și 2 cu range, poate sânge. Mâncați în cușcă. Dihorul, din orice te-au dispărut ața pui. Vor dihorul ori șobolan. Cum le sobesc un voiajor de guțan? Păi voiajorii să văd că sunt mult mai mari față de guțani, au și nări, dar și... Vă și că sunt mult mai mari voiajuri față de guțani. Guțanii sunt mici, vai mama lor. Ce rase de porumbei îți plac? Voiajorii, jucătorii, înfoiații, carierii, misilii, aia fără ce, cappuccino,
creții, au mai multe rase. Nu știu acum, ăsta cu aiuri standard. Da, sunt destul de fain. Poate pe viitor o să-mi iau o pereche, dar nu știu, sigur, vedem. Ai mâncat voiajori? Voiajori nu, dar buțani am mâncat destui. Ai mâncat vreodată porumbei? Da, mai devreme am mâncat. Ai prins porumbei? Nu. Ai dat lui Dani vreodată porumbei? Nu. Ai blocat vreodată porumbei veniți de la concurs? Nu. Deci n-am blocat vreodată niciun porumbel, cu excepția guțanilor, care na, știi ce se întâmplă. Deci abonați vei când prinde o vreun guțan în voier sau în general, știi ce se întâmplă cu el. Așa că, Bayern. Da. Fraților, astea au fost întrebările. Deci, o să încerc să pun întrebările pe ecran să le vedeți și voi. Și na. Deci, cam ăsta a fost și video de astăzi, că în rest ce să vă arăt? Că în rest, cam și ce prin volieră. Știți că puiul de înfuiat indian a murit. Unul dintre ei și-a rămas femeia, la zic eu, ăla care a murit, ziceam că e masculul. Dar acum vedem. Nu știți, vă zic că puișorul de la jucători a plecat și el din cuib. Barca asta e o barcă. O barcă de pui. Ei, știți foarte bine că după ce o să începe să zboare pe afară, slăbește, nu rămâne barcă. Na. Deci cam atât cu vlogul. Deci apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai postez în continuare. Și na. Până în următorul vlog, cu voi a fost Eddie, v-am salutat. Pa, pa!